Vigelia, care a rupt copacul, a pornit din senin și nu a durat decât câteva minute, suficient însă pentru a trânti la pământ o salcie în apropierea școlii Ecaterina Teodoroiu. Un pic de vigilie și căză ușor așa la vale, dacă norocul că n-a fost nimeni în zonă și ea de numai ce să ține acolo, un pic să ținea, era pomul prea mare, a plecat, nu era drept. Am cerut de atâtea ori să se curăță, să nu mai fie, că uite, cad din cauza ploilor, îți ploi prea multe și să moaie pământul și ei fiind aplecați, când plouă și să moaie pământul, gata, pică jos. Un autoturism staționat pe marginea drumului a fost prins sub coloana copacului, scăpând fără avarii. Traficul a fost însă blocat, polițiștii devind circulația. S-a rupt o salcie și este nevoie să devinem puțin traficul până se termină lucrarea aceea. A plouat, a bătut puțin vântul, s-au încărcat crengile cu apă și s-a rupt acest pom de ornament. Am luat măsura imediat să fluidizăm circulația pentru câteva minute. Va fi oprită definitiv până când se eliberează carosabilul. Circulația a fost reluată după aproximativ o oră când muncitorii au îndepărtat copacul de pe carosabil.